Patinoarul artificial de la Deva, care este amplasat și în acest an în Parcul Cetate, se deschide luni 5 decembrie. Pe toată durata funcționării patinoarului, copiii, elevii și studenții cu domiciliul stabil în municipiul Deva vor beneficia de acces gratuit și închiriere cu titlu gratuit a patinelor. Pentru alte categorii de iubitori ai distracției pe gheață, tarifele care au rămas neschimbate sunt 10 lei pentru 2 ore de patinaj, 10 lei pentru închiriere patine. Închirierea patinelor se face pe baza unui act de identitate. Cei care vin la patinoar au la dispoziție o încăpere încălzită unde se pot echipa cu patinele. Copiii cu vârsta sub 5 ani au acces cu patinele doar însoțiți de persoane echipate adecvat pentru patinaj. Capacitatea patinoarului va fi de 90 de persoane pe serie. Patinoarul artificial are o suprafață de 450 de metri pătrați și se află în administrarea serviciului baze agrement din cadrul primăriei municipiului Deva. Patinoarul va fi deschis în perioada sezonului de iarnă. Programul de funcționare este următorul. De luni până joi, între orele 12:30 și 22, vineri-duminică între orele 10:22.